pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un bloc situat în calea Giulești din București. Focul a pornit în urma unei explozii în camera tehnică. Am vorbit cu președintele asociației. Dânsul a indicat faptul că acea cameră era utilizată de către gospodarul asociației, persoana care se ocupă de partea tehnică. Nu știm exact ce se afla în acea încăpere, o să aflăm după încheierea cercetărilor, însă este cert faptul că dacă în acea încăpere au existat materiale inflamabile, de aici probabil că a apărut și acest fenomen de explozie. O tânără de doar 14 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza expunerii la fum, iar alți 6 locatari au fost evacuați. Haosul a fost atât de mare încât un agent de poliție a izbucnit și a început să țipe la o doamnă care fusese scoasă cu puțin timp în urmă din calea flăcărilor. În urma exploziei, mai multe apartamente de la parter au fost afectate.